Vă salut pe toți și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă răspund la întrebarea pe care foarte multă lume mi-o pune: de unde mi-am cumpărat biletele de tren atunci când am plecat în Europa să mă plimb să călătoresc. Treaba asta în felul următor: am călătorit prin intermediul abonamentului Interrail. Am să vă las o poză sau o filmare în acest moment. Interrail îți pune la dispoziție mai multe abonamente în funcție de nevoia ta. Tu îți poți selecta un abonament din acea listă. De menționat este faptul că copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani au gratuit, deci nu au nevoie de acest abonament. Mai departe, ce vă pot spune este că eu, în momentul în care am făcut achiziția, l-am prins la o reducere de 50%. Nu știu, în acest moment era în jur de 500 și ceva de euro, parcă. Eu l-am luat undeva pe la 200 și ceva, un preț foarte, foarte bun. M-am bucurat destul de mult că nu am pierdut acei bani și că am avut această ocazie de a cumpăra fix atunci când era reducerea. Prin intermediul Interrail puteți călători cu toate trenurile din 33 de țări din Uniunea Europeană. Pe lângă achiziția abonamentului, se menționează faptul că rezervarea de loc nu este inclusă în acel abonament. Asta ce înseamnă rezervarea de loc, poate vă întrebați? Păi foarte multe trenuri își aleg singure, în funcție de fluxul de persoane, dacă doresc să pună o suprataxă sau să pună o taxă asupra locului sau nu. Sunt trenuri cu care poți merge, care nu necesită rezervare de scaun sau de loc, cum vrea fiecare să-i spună. Aceasta diferă în funcție de cât de ridicat este nivelul de turism al acelei țări. De exemplu, din România, din București până în Viena, eu am plătit 5 euro rezervarea de scaun, dar poate pe un bilet din, nu știu, Viena până în Praga, de exemplu, ai putea plăti în jur de 10 euro. Nu știu, acum am dat un exemplu ca să vă faceți o idee. Sunt trenuri în care poți merge cu abonamentul, numai cu abonamentul, dar în momentul în care tu te așezi pe un scaun și vine o altă persoană care are rezervare fix pe acel scaun, ești obligat să te ridici și să stai în picioare, pentru că ai ales să nu îți plătești rezervarea deloc. Deci să nu uitați acest lucru. Mai mult de atât, aș putea să vă spun că nu am avut nicio problemă cu acest abonament. În toate trenurile și în toate țările totul a fost ok. A fost foarte, foarte ușor de folosit. Am scos la imprimantă toate hârtiile cu rezervarea deloc, pentru a nu avea probleme cu internetul. Na, din cauza trenului și zonei poți avea probleme cu datele mobile. Controlorul venea, mi scana frumos atât rezervarea de scaun cât și biletul în sine de pe telefon. Deci am ales să călătoresc cu Interrail, cu acest abonament. Păi am căutat înainte foarte multe informații despre cum aș putea să călătoresc mai eficient și mai economic și am găsit mai multe site-uri în care se vorbea despre acest abonament. La început mi s-a părut un pic complicat, aș putea spune, pentru că nu înțelegeam exact ce înseamnă acest abonament și cum se procedează. Mă gândeam că ar fi mult mai ușor să am un bilet și gata, domne, am un bilet și atât. Dar uite că este mult mai eficient și mult mai ușor decât un bilet în mod normal. Am căutat inclusiv pe bucăți. Cât m-ar costa dacă aș merge, de exemplu, din București până în Viena, din Viena până mai departe, nu știu pe unde, și tot așa, să fac circuitul fără acest Interrail. M-ar fi costat probabil de 2 sau de 3 ori mai mult, iar riscul era mult mai mare. De ce spun riscul era mult mai mare? Pentru că vă dau un exemplu, iau un tren de la ora 8, pleacă din X și ajunge în Y, dar eu ajung mai târziu de ora 8, de exemplu. Da? Adică l-am pierdut. Dacă am pierdut acel tren, neavând acest Interrail, practic am pierdut toată suma pe care eu am achitat-o atunci când mi-am luat acest bilet. Cu Interrail nu este așa. În momentul în care ai pierdut un tren, nu este nicio problemă, îl aștepți pe următorul sau faci ce vrei tu. Dacă vrei să mai stai, bine, dacă nu, nu. E atât de flexibil să mergi cu Interrail încât nimeni nu-și poate imagina până nu o să încerce acest lucru. De ce spun asta? Pentru că te poți da jos în orice stație, în orice moment, oricând vrei tu, să faci ce vrei tu și te poți urca înapoi în funcție de, atenție, în funcție de abonamentul pe care îl deții. Și te poți urca înapoi și să-ți continui deplasarea. Să vă fac un calcul, nu am cum să vă fac un calcul pentru că acest abonament a fost, v-am spus, în jur de 200 și ceva de euro, 240, probabil 230 pe acolo, 13 milioane ca să vorbim în RON,
da, în lei, 1300 de RON. Mai departe, toate taxele acestea, rezervarea de loc, au costat 100 de RON. Aproximativ 1400 de RON. M-a costat pe mine tot drumul cu trenul. Dacă nu mergeam cu Interrail, m-ar fi costat de 2 sau de 3 ori mai mult și riscul ar fi fost mult mai mare. Nu eram singurul care a mers cu Interrail, mai erau și alte persoane în vagon cu mine, inclusiv controlorul știa de Interrail și că tu călătorești cu el, cu abonamentul. Nu am cum să vă fac un calcul raportat la fiecare tren în parte, pentru că eu am plătit doar rezervarea de scaun. Într-adevăr, sunt trenuri care, în funcție de ora la care dorești să pleci, pot avea un preț mai ridicat sau mai scăzut, da? De obicei, trenurile de noapte au un preț mai scăzut în comparație cu trenurile din mijlocul zilei sau mai spre dimineață, undeva pe la 10, 11, 12, așa. Cu bagajele n-am întâmpinat probleme, totul a fost ok, am avut destul de multe bagaje, deci să nu vă faceți griji de acest lucru. Mi-am lăsat bagajele nesupravegheate, mi le-am lăsat efectiv, de câteodată mi le-am lăsat în alt vagon, dar nu am avut probleme să mi se fure ceva sau să pățesc alte lucruri. Am observat că unele persoane au pățit acest lucru și vă dați seama, nu este foarte frumos. De unde cumpărăm acest abonament Interrail? Intrați pe Google, căutați Interrail, vă faceți cont, iar acolo urmați toți pașii necesari, pentru că și ei, la rândul lor, vă explică cum să faceți și ce să faceți. Vă avertizează în legătură cu mai multe lucruri și așa mai departe. Sau puteți să le luați din România, de pe CFR. Eu mi l-am luat digital, nu am vrut să mi le iau fizic, pentru că poți să-ți l-ai și fizic pe hârtie. Dar mai mult mi-a plăcut digital. Mai departe vă pot spune că să nu faceți următoarea greșeală pe care eu am făcut-o. Aceasta, să bag mai multe abonamente pe un singur telefon. Fiecare abonament trebuie să fie logat pe contul său și pe telefonul său. Am încercat de foarte multe ori să-mi schimb abonamentul de pe telefonul meu pe alt telefon și nu am reușit, iar acest lucru m-a deranjat destul de rău, pentru că nici altă persoană, de exemplu, dacă mai aveam contul unei alte persoane băgat la mine pe telefon, nu putea să-l aibă ea pe telefon sau el pe telefon. Asta a fost un lucru care chiar m-a deranjat foarte, foarte rău. Cam asta am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea pe care mi-o acordați. Vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare subscribe și pentru fiecare comentariu. Vă încurajez să îmi lăsați cât mai multe comentarii. Le voi citi pe toate și voi încerca să vă răspund. Dacă văd că sunt, cum a fost de data aceasta, destul de multe întrebări legate de bilete, o să încerc să fac un videoclip separat, destinat acestui lucru și să vă explic cum am procedat. Sper că nu am omis nimic, dacă da, îmi pare rău, o să revin cu un alt videoclip, desigur, cu alte nelămuriri pe care le aveți și cred că cam atât. Nu mai am nimic să vă spun, pentru că v-am spus, nu a fost nimic ieșit din comun, nu a fost nimic foarte complicat. Dacă vreți să mergeți la gara din București, la gara de Nord, să știți că aveți secțiune, aveți ghișeu separat față de celelalte, ghișeul internațional, bănuiesc, parcă așa se numește, acolo trebuie să mergeți pentru a vă cumpăra biletele dacă doriți să plecați din București către altă zonă, către afara țării, prin intermediul Interrail. La casă, desigur, trebuie să aveți deja activat contul și să vă scaneze doamna de acolo codul QR, să vadă că este activ, gen că este ok și că nu este expirat, pentru a vă putea oferi biletele. Și nu-mi rămâne decât să vă salut pe toți și să vă urez o zi bună. La revedere!